Salutare, oameni buni! Dacă tot am ajuns pe la Sibiu, am zis să trec și pe la noul showroom pe foc. Să vedem ce grătărele, ce smocăre au mai băgat. Cine știe, poate ne facem o linie așa pentru următoarele evenimente. Haideți cu mine în interior să vă arăt. Wow, mamă, ce nebunie cum arată cămăruța asta, bă, băiatule. M-am pierdut, am rămas puțin fără cuvinte. Păi dacă ar fi să-mi iau de aici ceva, nici nu știu ce să aleg. Wow, toate sunt foarte, foarte mișto. Mamă, și-am văzut smocul ăsta micuț aici. Foarte, foarte simpatic. E primul Weber Store din România. Găsește aici tot ce trebuie. Și pe ăsta l-aș pune la treabă. Da, de ăsta ce să mai zic. Bă, băiatule, ai de unde alege. Vreți să știți cum a apărut Weber? În 1952, George Stephen a inventat primul grătar acoperit din lume. Inspirat de o geamandură și a revoluționat cultura de grătar americană. Apoi să fim serioși, am trecut eu prin Sibiu, dar nu m-am oprit doar să admir smocăre și grătare. Am dat totul pe la Carpate în Premium Angus, am luat câteva steak-uri, o vrăbioară așa frumos marmorată, vă arăt imediat. Și, bineînțeles, din showroom-ul ăla am scos un smoker, un Weber Smoke Fire. Ia uitați-vă aici, mamă, mamă, ce nebunie! Și cât e de încins, belea. Oho, chiar că e flacără cum trebuie aici. Asta e șmecheria la smoker-ul ăsta. Îl puteți folosi și pe post de grătar. Dar gata, oho, să-l închidem. Să nu pierdem căldura de acolo. Apoi știu băieții ăștia de la Weber care-i treaba. Ce vrea om? Să vedeți voi ce facem pe el. Vai de capul meu. Oho, nebunie de preparat. Mai multe steak-uri și garniturile, bineînțeles. Am aici niște cartofi dulci. Să-i scoatem frumușel pe tocător. Păstrăm tigaia. Avem nevoie de ea mai târziu. Îi tăiem ori rondele, ori pe lungime. Eu îi prefer pe lungime. Să dea mai bine pe tocător când facem plating-ul. Ia să vedem. Perfect. Mai dăm de 2-3 ori cu cuțitul, adică îi tăiem pe toți. Wow, mamă, cât de bine îi, cu o leacă de nor. Îi o căldură afară și vă imaginați și de la nebunia asta cum ce dogoare, ce căldură vine de aici. Gata cu cartofiorii. Să nu murdărim tocătorul, luăm frumusel înapoi tigaia, îi aruncăm pe toți aici, la grămadă, pentru că trebuie să îi condimentăm așa o lecuță. Nu foarte mult, nu vrem să ne ducem foarte, foarte departe cu condimentele, pentru că vreau să simt gust de fum de la șmecheria asta. Prima dată, foarte puțin ulei de măsline, un firicel așa subțirel, adică firicelul să conțină vreo 2-3 linguri. Atâtica, o lecuță de sare, fulgi de sare Maldon, apoi dacă îi folosim la steak, să îi folosim și la cartofi. Perfect, mai venim cu o lecuță de piper, nu proaspăt râșnit, proaspăt zdrobit, același piper pe care îl punem și la steak-uri. Mamă, și ăsta îi nebunie. Bă, băiatule, hai să nu mai ia strănutul, doar că miroase într-un mare, mare fel. Acușica, nu lăsăm așa cartofiorii, vrem să îi caramelizăm așa o lecuță, da? Îi stropim cu puțin oțet balsamic. Ăsta e un oțet balsamic din cidru de mere. Nu mult, foarte, foarte puținel așa, de colo, colo, gata, bine, pune mai mult, oricum rămâne în tigaie. Nu o să-i gătim în tigaie, i-am pus aici doar să îi amestecăm, să nu mai murdărim tocătorul, cum am spus și mai devreme. Ia priviți aici, frumușel, îi aruncăm de 2-3 ori prin tigaie și ne mutăm la smoker cu tigaia. Până la urmă, opa, așa, mamă, cred că s-a încins și mânerul ăla de la soare, da,
amâna formată. Să vedem cum îi aranjăm mai în stânga, nu unde e flacăra asta, bucată cu bucată. Ia ascultați aici cum sfârâie. Oho, mamă, mamă. Așa, și cu bucățelele astea două ne grăbim o lecuță să nu pierdem foarte multă căldură. Gata, tigaia asta aici, mai avem treabă cu ea, tot acolo scoatem cartofiuri. Îi lăsăm undeva la, cât să zic, un 15 minute, îi întoarcem și noi din când în când. Până îs gata, o să mai avem ceva de adăugat la smocărul ăsta, o să facem niște ciuperci pleurotus. Ia uitați-le aici, perfecte, mai măricele așa, nu le aruncăm direct în smocăr, vrem noi să le dăm gust de fum, dar totuși are și ciupercuța asta nevoie de ceva sare, piper și ulei de măsline. La sfârșit o să mai venim noi cu o leacă de usturoi. Așa, le stropim cu puțin ulei de măsline să sfârâie pe grătarul ăla lângă flacăra aia de la smoker. Mamă, 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 abia aștept. Așa, hai că nu mai durează mult, mai pe repede înainte ca să termin. Puțină sare după ulei, nu multă, sau bineînțeles după gust, și încă puțin piper zdrobit. Era să zic proaspăt râșnit. Atâtica deocamdată. Amestecăm aici cum trebuie. Le plimbăm prin castronelul ăsta. Le ungem cu ulei. Și au nevoie de alte treburi. Mama, au nevoie de încă puțin ulei de măsline. Am fost eu zgârcit cu uleiul. Ia să vedem. Gata, ăsta cred că e suficient. Amestecăm repejor. Mamă, și bă, băiatule, ciupercuțele astea, cum or să iasă? Ascultați la mine. Dați așa că nu le pun direct pe flacără, le pun pe grilajul ăsta de sus. Ia să vedem. Căldură mare, monșer, cum e vorba aia. Și frumușel cu ciupercuțele aici, deasupra, nu pe cartofi. Gata. Perfect. Le-am găsit loc. Le punem așa frumușel la grămadă. Mamă, și mai dă o lecuță de foc ăsta. Trebuie să aveți mare grijă. Nu trebuie să umblați pe mijloc cu toată nebunia asta, cu gretărelul ăsta. Nu trebuie să băgați mâna fix în mijlocul lui. Așa, încă două, trei pe aici. Și am terminat cu castronelul. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să întoarcem și cartofii, nu? Ia să-i vedem. Oho, perfect. Au început să se rumenească. Mamă, mamă, ce... cât de bine arată. Ăsta e un pic ars aici, în vi-l arăt așa mai de aproape. Ia uitați-l, nu-i problemă, mai curățăm noi la sfârșit. Ia, întoarcem pe fiecare în parte și de aici încolo nu o să mai dureze mult toată treaba cu legumele. 10 minute maxim, așa că, cum e vorba lui Arvunescu, BRB, când îs astea gata. Cam gata și cu legumele, le-a expirat timpul de gătire. Mamă, și numai bine că vine un norușor. Nu mă văitam de soare, că de nu am transpirat, nu îi căldură, doar că parcă îi plăcut și cu un pic de umbră, mai ales lângă animalul ăsta care i-a privit ce îi aici. Cum arată ciupercuțele astea, foarte puțin arse, că a mai durat un pic la mine, dar nu-i bai, mamă, 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 sus. Caramelizate sau și strâns așa o lecuță. De ce să le faci? Ia, le luăm frumos pe toate de aici. Frumușel, doar că am înculcat tigaia. Tigaia era pentru cartofi și bolul ăsta pentru ciupercuțe. Da, nu îi bai. Gata, venim frumos cu el aici și cartofii îi scoatem în tigaie. Ia, frumușel. Am pierdut unul. Îmi pare rău. Mamă, nu prea mai am cum să-l scot de acolo. Ne-am frumușel cu ăștia în tigaie. Ăștia care au mai rămas, acum să fiu sincer cu voi, am mai pierdut vreo doi. Să fac și rime. Gata, hai că mai am două, trei bucățele. Mamă, ce fierbinte îi nebunia asta aici. Era să mai pierd unul. Cam gata, punem frumos pe tocător. Vorbeam de umbră. Mai vine un nor, ha, cu șica. Deci, peste cartofiorii ăștia o să punem așa, foarte, foarte puțin unt. Am aici un unt aromatizat cu puțină paprika afumată, să mai dau un pic de bum, de gust. Cimbru, rozmarin și usturoi. Nu mult unt, ia puțin el așa, că am mai pus și ceva ulei. Atâtica, perfect. Și, bineînțeles, hop, așa ca lunecă, pecorino romano. Bă, băiatule, cartofi dulci, care, logic, îs puțin dulci, cu brânzica asta sărată.
nebunie. Ia să vedem, dăm așa prin răzătoare, bucata aia mare și bucata asta mai mică, îi a mea. Hai să împrăștiem așa, să ningă pe cartofiorii ăștia cu ceva pecorino. Gata, suficient. Și dacă vrem să ducem cartofii la un alt nivel, apoi merg stropiți cu o lecuță de zeamă de lime. Nu multă, că să zic, de la o feliuță așa de wedges. Dar așa, să te piște la limbă. Împrăștiem și pasta, zâp zâp și gata, perfect. Dăm cu ei frumos aici deoparte și îi lăsăm la cald. Uita să închid smokerul. Ui, în 80 de grade. Se încălzește imediat. Să trecem la ciupercuțe. V-am spus să-ți mai crocănțele. Mamă, nebunie și cu astea. Așa, ce punem peste? Apoi, o lecuță de usturoi pe care îl zdrobim. Scăpăm de cojițe. Ia să vedem. Punem pe aici să nu bată vântul. Trecem o dată așa cuțitul prin usturoiul ăsta. Frumușel. Dar parcă mai merge un cățel. Și ăsta repede zdrobit. Pam, pam, pe ăsta l-am făcut praf din prima. Abia dacă mai trece cuțitul prin el. Gata. Punem peste ciupercuțe și ăstora le dăm puțin unt. Au ciupercile au nevoie de ceva grăsime, de ceva unt. Nu mult. O lingură așa mai babană. Pam, 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 pam. Și atâtica. Cât fu de simplu. Bă, băiatule, ce vrei mai mult? Ia, uitați-vă la castronelul ăsta, cum arată. Le aruncăm așa, le dăm de-a dura pe aici. Și la fel, să stea aici la căldurică. Până terminăm cu o fripturică, nu? O vrăbioară de vită, bineînțeles, de la Carpaten Premium Angus. Pam, pam, pam. Mamă, ia uitați-vă la bucățelele astea, cum arată. Perfect, perfect marmorate. Și pe astea, la fel de simplu, da? Doar sare și piper. Și o lecuță de fum de la nebunia asta de smoker. Smoke fire. Păi, între acolo, între grătar și smoker, încă o lecuță, doar ne permitem, sare Maldon, pe foc a cumpărat-o, da? Deci, fac risipă și încă puțin piper, bineînțeles, de ăsta zdrobit, dar, așa un pic, că bate vântul, zup, perfect, hai că am dres-o și pasta, încă o lecuță și aici. Bineînțeles, puțin ulei de măsline, să lipim bine condimentele astea pe steak-uri. Apoi, la cum arată, musai să nu facem vreo prostie, trebuie să le gătim cum trebuie. Le întoarcem frumos invers, unul câte unul, după care le mai condimentăm din nou. La fel, sarea, ați putea să scoateți și voi o sare pe foc. Să se numească pui sare pe foc. Așa, hai, încă puțină sare. Gata, atâtica și piperul zdrobit. Mi-a zis pirimica că mai are nevoie de piper, așa că nu trebuie să-l consum pe tot. Nu știu ce vrea să facă. Gata, și cu piperul presăm așa o lecuță, le mai dăm dadura pe tocător, după care le aruncăm în smoker. Mamă, fac și rime. Hai, să adun tot, nu-mi place să las ceva în urmă. Nu-mi place, dar o să mai las ceva în urmă. O să ne mutăm la smokerul ăsta, pentru că avem aici termometru. O să băgăm sonda în steak-uri și le scoatem când sunt gata. Da, bine, le întoarcem o dată. De asta zic că e super, șmecherie, nu glumă. Aici le aducem mai aproape de sondă. Ușurel, mă știu și eu pe mânuțe și jap cu sonda în care să zicem, hai în asta, nu, în asta din margine aici, până la jumătate, așa, să fie perfect, perfect gătită, bineînțeles, cum vrem noi. Doar într-o bucată bag sonda, n-are rost, pentru că vreau să le gătesc la fel, pe toate trei. Deschidem frumos animalul și, hai, să-l mai punem cu mâna, punem și noi cu cleștele, e destul de fierbinte din interior. Jap cu o bucățică aici, dar n-am pus-o bine, cred că în partea asta, așa. E firul mai scurt și de aia, una pe aici, v-am spus, nu sub flacără, pe lângă flacără și una pe aici. Frumos, căpăcel și așteptăm. Când vor ajunge la un 27 de grade, 28 de grade până în 30, le întoarcem. Când vor ajunge la temperatura dorită, le scoatem. E un 47 de grade.
2 grade până la 49 își mai ia cât stă cu untul la odihnit. Așa că vă mai arăt eu pe parcurs când ne întorc. Până una alta mai au de curățenie. Ia să vedem care-i treaba pe aici. Mamă, mamă, perfect. O mai durează chiar așa mult. Aulu, ne alunecă mâna. E cu ce mai grăsuț ăsta. Și bucățica asta. Și cu toată nebunia. Asta am vrut să vă arăt mai devreme, că vă puteți juca și cu focul. Smoker. Le-am dat puțin mai deoparte și cam astea îs. Mamă. Perfect. Le scoatem frumos aici pe tocător. Avem și bucățica asta. Îi mai dăm o leacă de față așa de foc. Gata. Și asta frumos aici. O să le ungem. Stai că mă uitam la camera. O să le ungem cu puțin unt. Au și astea nevoie. Mamă, ce nebunie e aici. Untul ăsta topit așa. Bineînțeles, fiecare bucățică. Facem un sandwich cum ar veni. Zup, mai punem o bucată peste. Mai venim cu o lecuță de unt. Știu, nu-i un preparat de dietă. Păi mai, așa, mai... Mai când ți-e foame, să-l mănânci și poftă. Și în fiecare zi merge, până la urmă. Gata, hai că am terminat și cu untul ăsta. Ia priviți aici ce frumos curge. Zup, dăm frumos la o parte. Le lăsăm undeva la, că să zic, 2-3 minute maxim la odihnit. Să intre untul și să rămână cărnița asta foarte, foarte fragedă. Până una alta o să-mi fac eu de lucru și pun legumele astea. Garnitura pe... tocător, pe platou. Cred că pe ăsta. Lemn din Zanzibar, făcut de mine. Cam gata și cu platoul. L-am făcut așa pentru câteva persoane. Și hai să scap și de nebunia asta de pecorino romano. Îs câteva guri pe aici. Așteaptă. Imediat, nu mai durează mult, da? Gata, așa, hai să vedem ce am făcut, să vedem cum arată fripturica asta, steak-urile astea. Ia, mamă. Priviți aici. Wow, perfect gătită. Mamă, iar a ieșit soarele. Ia, mai priviți-o o dată. Cât e de zemoasă. Nebunie. Hai să tăiem așa fâșiuțe subțirele și să pregătim platoul, să-l terminăm, cum s-ar spune. Încă un colțișor. Frumos aici într-o parte, venim cu bucățica asta, cu maldărul ăsta la alt și la fel, tăiat fâșiuțe așa. Gata, perfect, și mutăm toată nebunia pe tocătorul ăsta. Pam, 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 ia priviți, hop, așa, nu te da, da dura. Un platou mai de sărbătoare, așa, mai pentru multe guri de hrănit. Gata, încă puțină sare. Au nevoie steak-urile astea pentru că n-a intrat sarea până la jumătate. Împrăștiat așa, stânga, dreapta, zâp, zâp. Și cam ăsta a fost platoul gătit la un Weber Smoke Fire. Și legume și steak. Bine, steak-ul de la Carpate. Știți voi despre ce vorbesc. Nu rămâne altceva de făcut decât să iau o bucățică, să văd cum e. Mamă, băbatule, nebunie. Eu sunt curios de ciupercuța asta. Wow. Simplu. Ciupercuță, usturoi, puțin unt, s-a terminat șmecheria. Arrivederci, pe data viitoare. Și nu uitați, cei de la Carpaten au o tombolă. Tot ce trebuie să faceți, intrați pe premiumangus.ro. Dați o comandă de un pachet, nu contează care. Bine, puteți să îl faceți și singuri. Dar stați așa o leacă că, mamă, mă doare mâna. E destul de greu. Deci hai să reluăm așa. Un dry aged plin cu carne Black Angus. Sau un, bău,
un taur, mai degrabă. Ce faceți cu taurul, voi decideți. Așa, și nu uitați de băieții de la pe foc. Au cele mai șmechere, smocăre și grătare. Ne vedem pe data viitoare când vom vedea. Noi mâncăm. Bye, bye.